Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la vindecarea sufletului. Astăzi vă voi da câteva metode care să vă ajute să gestionați situații neplăcute dacă încă mai ești într-o relație cu un narcisist. Înainte de a intra în acest subiect, de a dezbate de acest subiect, vreau să fac un anunț. Am hotărât să fac un webinar pe tema Recuperarea abuzului narcisist, dar asta va fi posibil doar dacă ne vom strânge un grup bunicel, pentru că nu-mi doresc să vorbesc de una singură. Deci, dacă crezi că ești interesat, apasă pe linkul care se găsește sub descriere și începând de astăzi, în funcție de grupul de înscriși care sunt, voi hotărâ dacă da sau nu voi face acest webinar. Vreau să înțelegi, acest webinar va fi gratuit. Nu ai nicio obligație și nu trebuie să plătești nimic este doar să învățăm din experiențele fiecăruia, să găsim o cale și cea mai bună soluție de a ne vindeca după rana făcută de narcisist. Cu siguranță avem o persoană narcisistă în viața noastră, posibil un frate, un părinte, coleg, șeful sau partenerul de viață. Părinții și frații nu putem să ne alegem, îi avem în viața noastră și este mai delicat când trebuie să interacționăm cu persoane narcisiste care fac parte din familie. Atunci când intrăm într-o relație și nu ne cunoaștem valorile și limitele, cu siguranță putem foarte ușor să intrăm într-o relație cu un narcisist. Așa cum am spus în alte podcasturi, cum sau de ce intrăm într-o relație cu un narcisist este că nu ne cunoaștem îndeajuns, nu avem limite și nu ne cunoaștem valorile. De cele mai multe ori intrăm într-o relație cu un narcisist pentru că avem anumite lipsuri pe care noi nu am învățat sau nu am știut cum să ne îngrijim de nevoile personale. Așteptăm ca cineva să vină să ni le ofere, este ca în, povesti, în poveștile copiilor cu prințese, așteptăm prințul să vină pe cal alb, să ne ducă în castelul care este plin de lumină și să ne iubească până la adăși bătrâneți. Asta nu este posibil. Și când întâlnești persoana care are sau completează lipsurile tale, devii orbit și crezi ce noroc am avut. Am întâlnit cea mai minunată persoană din viața mea. Lucrurile care vă lipsesc pot fi multe și diferite pentru fiecare persoană. Pentru a înțelege, vă voi oferi doar câteva exemple și cele care sunt mai des întâlnite. Una dintre ele este iubirea de sine, încrederea de sine, dar cel mai des întâlnită este poziția financiară, dacă nu avem independență financiară, adică dacă ai niște lipsuri pe care tu nu ai putut să ți le împlinești, foarte ușor să devii victimă unui narcisist. Așadar, dacă ești în relație cu un narcisist și din diverse motive ești încă în relație, deși eu spun, găsește cea mai bună și mai rapidă cale să ești în relație fără să argumentezi, dar dacă ești încă acolo din diverse motive, ce poți face tu pentru binele tău? Cum bine știi, narcisistii țin controlul controlează relația, sentimentele, deciziile, valorile tale, vor ca tu să fii supus, într-un cuvânt, sclavul lor. Învață să dai atenție nevoilor tale, să ai grijă de tine și sănătatea ta, să te iubești și să ai încredere în tine. Am să vă pun câteva întrebări pe care vreau să vi le adresați voi personal. Te-ai întrebat vreodată când te enervezi? Cu siguranță nu te-ai întrebat dar îți spun eu, atunci când accepti să te enervezi. De ce continuă să te enerveze narcisistul? Pentru că îi dai voie, pentru că intri în jocul lui. Știi că ești într-o relație cu un narcisist, așa că trebuie să înțelegi și să accepti. Comportamentul deja îl cunoști, atâta timp cât încă ești în relație cu un narcisist. Știi că nu poți schimba nimic legat de narcisist dar poți învăța să eviți conflict cu narcisistul. Asta te va ajuta să nu te mai rănești, să nu te mai autosabotezi, încercând să îl faci pe narcisist să înțeleagă cât de toxic este, cât de mult te rănește, bla, bla, bla. Este inutil. Nu arunca acest timp și această energie în a încerca să repari ceva care nu poate fi reparat, când ai putea această energie să ți-o focusezi asupra ta, să faci tot ce este mai bine pentru tine, să rămâi în poziția de bine și fericit. Când intri în discuții contradictorii, tot ceea ce faci este să oferi satisfacție narcisistului, să-i faci jocul, atunci el are controlul. Lui place, se alimentează când voi vă înfuriați. Un element foarte important care te va ajuta să nu mai suferi învață să-ți controlezi starea, adică să nu te enervezi. Vrei să-l lovești în față sau să-i țipi, să l tragi de păr, nu știu, să îi tragi pun. Atunci când el se comportă urât, te vinovățește, are acel comportament toxic, dar să nu faci asta. Învățați cum să interacționați cu aceste persoane. Nu spun că nu trebuie să interacționați, dar nu intrați în discuții, nu fiți foarte aproape de ei în conversații. Învățați să țineți totul direct la obiect și să nu mergeți foarte departe într-o conversație. Pentru că un singur cuvânt deja dă drumul la conflict. Începe argumentele, tu vrei să răspunzi înapoi și de acolo începe tot acest joc de manipulare. Un alt lucru foarte important este învață să nu pierzi controlul. Controlul asupra ta. Să nu intri în discuții contradictorii. Ai nevoie de practică, dar în timp vei reuși și vei vedea, vei simți diferența. Vă voi da un exemplu imediat ca să înțelegeți mult mai bine cum ați putea să controlați anumite situații, să nu vă mai autorăniți că, dând voie și intrând în acest joc, vă răniți singuri. Imaginează-ți că, nu știu, de exemplu, ați hotărât să vă întâlniți undeva la ora 5 după amiază să faceți cumpărături. Desigur, tu ți-ai notiție ți-ai notat undeva să vă întâlniți la ora 5. Ajungi la locul stabilit, la ora 5 și vezi că narcisistul, partenerul tău, deja te așteaptă acolo. Apropiindu-te la el, ce face? Exact ce știm... Că face el mai bine să te insulte, să spună că ești irresponsabilă, că nu te interesează, bla, bla, bla. Ce poți tu să faci? Ai ajuns acolo? Ești convinsă că ai dreptate? Și cum ar trebui să acționezi? Ca de exemplu, a, ești sigur că trebuia să ne întâlnim la 4, nu la 5? Permitem să verific că știu că mi-am notat. Ei bine, nu știu de ce eu am notat ora 5. Iar tu îmi spui la patru. Dar oricum, nu mai contează. Aici suntem. Hai să facem ce avem de făcut. Acesta va fi momentul în care totul se va termina. Doar pentru că nu intri în jocul lui. Știi că narcisistul este în felul ăsta. Ori este ca mine, ori nu este ca nimeni. Fi direct și scurt. fă să înțeleagă. Că ai dat atenție, ai făcut dovada în modul foarte manierat, verificând că tu ți-ai luat notițe, deci este un element în plus, dar învață să ai o conversație și să oprești acolo, la limită. Deci să nu intri în argumente, pentru că un singur cuvânt, prelungind discuția, el va încerca să te învinovățească, tu încerci să dovedești, nu, uite, eu am, am scris aici la ora 5, eu am dreptate, nu tu. De acolo începe toată agitația și nu vei face decât să te rănești pe tine, nu pe el. Deja aveți această experiență, după fiecare discuție, după fiecare argumente pe care îl aveți, singurul care rămâne în tristețe, rănit și col, ești tu. Narcisistul nu, pentru că el, el se bucură de asemenea evenimente. Încă un element extraordinar de important. Pe lângă faptul că trebuie să fii scurt și direct, l-ai făcut să înțeleagă, nu te scuza. Nu te scuza și nu te învinovăți. Nu spune scuză-mă că am ajuns târziu, nu spune îmi pare rău, cred că am... La... Nu te învinovăți, pentru că ăsta este scopul lui, ca tu să te învinovățești. Și învinovățându-te, deja ai deschis ușa și începe conflictul. Tu știi sigur că ai dreptate, dar nu este nevoie să intri în discuții contradictorii. Eu am dreptate, eu știu, uite aici, am notat. Este inutil. Scuzându-te și dând vina pe tine, nu faci decât să dai șansa ca el să apese pe butonul acela unde tu să pierzi controlul. Nu permite așa ceva. Nu permite să se apese butonul unde nervii tăi vor fi declanșați. Rămâi calm și controlat. Altfel, el va prelua controlul. Așadar, învață să nu te mai contrazici. Dacă îi dai voie sau intri în discuții contradictorii, știi rezultatul. Și cu siguranță ai nevoie de practică, dar în timp acest lucru îți va aduce beneficii ție pentru că vei rămâne mult mai calm și mai sănătos. Iar în cele din urmă trebuie să înțelegi că tu ești enough, ești suficient pentru tine și să găsești cele mai bune motive pentru care trebuie să fii fericit. Să îți clădești niște rădăcini pentru tine, pentru viața ta, pentru a rămâne un om sănătos, echilibrat. Îmi doresc să vă fie de ajutor și să învățați ceva din acest subiect. Să deveniți mai înțelepți și empatici pentru oamenii care vă iubesc și pe cei care îi iubiți cu adevărat. Dacă ai găsit valoros sau util acest subiect, nu uita să apeși butonul de abonare și clopoțelul dacă vrei să fii notificat cu noile postări, dacă crezi că ar mai putea ajuta pe cineva, poți să dai și un share. Dăm voie să-ți mulțumesc că ai rămas până la finalul acestui podcast, până la următoarea noastră întâlnire, nu uita că te iubesc cu inima și te îmbrățișez cu sufletul.